un om care simte, simte, se duce, merge înainte. Adică l-avem aici pe vecinul Constantin, Constantin Brâncoveanu, care n-avea niciun motiv să moară. Era bogat, era frumos, era înalt, avea familie mare, n-avea niciun motiv. Așa da viața. Deci pentru un crez. În funcție de starea emoțională, nu mai poți să te duci cu toată inima spre tradiții, de exemplu. Că nu mai ai cui să le arăți ce rost au. Sau... Trebuie să ne adaptăm. Întotdeauna când am avut prezentare la Paris, la Londra, m-am adaptat țării respective. O parte din mine, o parte din ei. Prezentările mele nu au fost toate. Adică au fost foarte multe cu inspirație, mai ales când a trebuit să mă întorc la ortodoxie. În momentul ăla am simțit nevoia să transmit cât mai mult. Deci că am aflat niște lucruri, am aflat și m-am legat mult de zona asta. Și am încercat să pun 5%, 10%, 50% din tradiții în colecții. Dar am avut și colecții care nu s-au legat de port tradițional. Sau nu. Philippe Ghe este cel mai mare om de modă care a trăit în România o perioadă. A fost atașat al ambasadei Franței. Fiind la început, bugetul era unul foarte mic. În schimb, el a văzut potențialul și m-a susținut. După ce a plecat, am învățat foarte multe de la el în acei ani, iar următoarele prezentări au fost foarte bune. Am putut să mă joc mult mai bine. Începusem să cunosc mult mai mulți artiști cu care colaboram, iar el, văzând de la Paris, a zis: Florin, vino și prezintă aici. Și ăla a fost declicul. După care am avut prezentarea de la Paris în ianuarie 2013 și am apărut pe prima pagină în Le Figaro. A fost o surpriză mare să apărăm în Le Figaro. Le Monde au făcut un documentar despre noi, au stat câteva zile după noi și am prins curaj. În țară a venit o opoziție foarte mare, după care am început să înțeleg pe Hagi, pe Ilie Năstase. Cum faci ceva, cineva trebuie să distrugă. Eram un pic supărat, așa că eu am plecat să fac toate lucrurile astea ca să putem să ne unim, nu să ne despărțim. Dar după alte 7 prezentări la Londra și aparițiile în Vogue și GQ, am văzut postări pe Facebook ale colegilor din modă și nici alea nu mai sunt importante. Dacă am apărut eu acolo. Adică eu așa, și mi-a părut rău. Acum m-am resemnat, cu asta e clar. Nu poți fi profet în țara ta, a spus. Cine a spus? Cei care susțin familia, nu tradițională, normală. Da? Au făcut același lucru. Bine, acum depinde, fiecare probabil are valori și non-valori în echipă. Trebuie să mă repoziționez ca minoritar în România. Trebuie să acceptăm că România se schimbă și eu nu mai pot să lupt pentru o cauză creștină când oamenii nu mai vor să fie creștini. Stai, bă, frate, vedeți-vă de creștinismul vostru, mă rog de m-aș ruga la ei să nu ne interzică și cu asta basta. În momentul când îl pierzi pe Dumnezeu, nu poți să ai niciun câștig. Învingătorul, de fapt, e învins. L-am pierdut pe Dumnezeu. Și eu știu ce înseamnă asta. Dar sunt optimist, de fel. Nu. De asta am și reușit să fac atâtea colecții. Da, din optimism. Pentru că de foarte multe ori, văzând valul de oameni care se împotrivesc, îți vine să mai cedezi, să o lași un pic. Lasă-vă, frate, ce mai ai. Trăiești în altă țară. Trebuie să te adaptezi. Nu? Că și despre asta este vorba. Și afară de asta, în funcție de starea pe care o ai, poți transmiți mai departe. Ce rost are să mai transmiți o tradiție care a murit? Și totuși, dacă au ieșit atât de puțini oameni, înseamnă că nu au simțit nevoia să iasă. Asta înseamnă că a murit.
Nu, e logic. Un om care nu mai are Dumnezeu în el, nu mai are motiv să iasă. Eu n-am crezut asta. Eu credeam că o să iasă 40-50%, eu credeam că o să fie 7-8 milioane. Știam că în opoziție nu o să iasă și mă gândeam că o să fie 90 la cât a fost. Eu am rezistat. La sute de mesaje. Oribile. Dar rezist, pentru că știu cu cine stau de-a face, nu e o problemă. Suport. Dar la oamenii ăștia mari, Marcel Iureș, pe unul din cei mai mari actori, a avut, nu știu dacă România vreunul mai mare, pe plan internațional. Nu te-a pus să faci bășcălie. Adică mi se pare un nivel retard, așa, de galerie. Cunosc trendurile din Europa, știu ce se întâmplă în Europa, știu exact ce ni se pregătește, nu sunt de acord. Nu îmi place, nu e o evoluție, e involuția omului. Mințind că e evoluție. Eu văd lucrurile mult mai simplu. Ar trebui să lăsăm la o parte ce a influențat, cine a influențat, cine s-a lăsat manipulat. Dacă te-ai lăsat manipulat atât de ușor, indiferent de ce parte, înseamnă că vibrația e mică. Pot să fac foarte ușor o colecție să o construiesc. Dar mai mult mă interesează să fie pe un sentiment, să fie pe o vibrație, să zicem așa, să o simt, să pot să mă dedic total. Adică nu să fac ceva doar ca să fac. Sau... prezentările mele toate au avut o emoție. Emoția care am simțit-o în momentul când m-am apucat de creația în sine, proiectul. Acum am, cred că, 18 prezentări. La anul fac 10 ani. Cred că sunt singurul cu 2 prezentări pe an. Aștept să vine inspirația, să spunem. Și după, în momentul când a venit, am schițat tot, am punctat. Cel mai mult de păstrez, așa, mi le clădesc. Ușor, ușor. Important e să vină bază. Și după, până în momentul lansării, e o construcție continuă. Întotdeauna trebuie să existe un lider. Pentru că liderul trebuie să... adică oamenii trebuie să asculte de un om. În momentul ăla, când îți faci o echipă, trebuie să existe liderul care ține direcția, iar ceilalți ascultă și ajută. Da? Adică liderul nu trebuie să fie dictator. Da? Să fie lider. Și atunci... o echipă e mult mai favorabilă în astfel de proiect. Se împart sarcinile, muncesc mai ușor, se creează și o atmosferă mai plăcută. Chiar dacă nu ai buget, măcar începi să muncești, că e posibil pe parcurs să vină niște bani. Cineva să-l vadă, să-i placă, să aibă încredere în el și să meargă mai departe. Și la final să fii cu datoriile plătite. Mulți artiști aici au greșit, nefăcând proiecte fără bani. Au vrut să câștige. Bă, frate, nu se poate merge. Muncești 2, 3, 4 ani, câștigi ceva în anii, dar după apare câștigul. Adică îți creezi o carieră. În 3-4 ani reușești să te poziționezi undeva. Mai bine muncești gratis decât să stai gratis acasă. Pentru că e foarte important, creierul se obișnuiește cu munca. Trebuie să-i dai un ritm creierului. Și să faci o muncă gratis îți dă capacitate de efort. Capacitate de a lucra. În momentul când vine cineva și îți propune contracost, atunci e foarte ușor pentru tine. Pentru că am avut foarte multe probleme cu artiști foarte buni sau oameni sau colaboratori și n-am putut să-i scot din lenea aia. Chiar dacă erau plătiți puțin sau mult, nu puteai să-i scoți efectiv. Sau mi-au omorât foarte multe proiecte pe tema asta, că nu aveau capacitate de efort. Și nu-i puteam să facă maratonul. Adică lucruri firește, așa, dar nu... clacau.